Între Consiliul Raional, Instituțiile Medico-Sanitare Publice și Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, într-o toată regionarea. Doamne Iraida, eu vă rog frumos să facem noi de stimul și de speculație, ci chiar nu putem că doamne scuță. Într-o securitate transfuzională de sânge în teritoriul Raionului Strășeni, sunt programate câteva zile de donare a sângelui voluntar. Pentru o prima dată vom începe, adică ziua asta este programată, planificată pentru ziua de mâine, 12 aprilie. Deci e din rugăminte în fața dumneavoastră. Să participați activ în incinta Centrului Medicilor de Familie din Strășeni, să participați activ dumneavoastră, colegii dumneavoastră, rudele, neamurile, pentru picătura cei de sânge care este foarte necesară pentru pacienții noștri. Dumneavoastră știți foarte bine că în teritoriul traumatismul este foarte mare, inclusiv necesitatea componenței sângelui este tot foarte mare. De aceea vă rugăm foarte mult să participați. Avem, nu mult, 200 programate, 200 donatori. Asta e o nimica toată. Vă așteptăm, vă mulțumesc. Mulțumim frumos. Cuvânt se oferă doamnei Cubie, Ludmila, poftim.